Bună seara, stimați telespectatori, zâmbesc pentru că demersul meu de până acum a început să-și dea roade. Varianta de rezervă pe care o găsesc în societatea civilă, cu care încep în această seară și în continuare sper să mai vină dintre cei cu care am comunicat pe Facebook. Deci, cum spuneam, varianta de rezervă față de lumea politică este mult mai frumoasă, ca să spun așa. Nu mă refer la o persoană frumoasă fizic, neapărat, ci mă refer la un creator de frumos. În același timp, creatorul și a unui ONG și creatorul unor discuții care pot fi în avantajul nostru și în avantajul trezirii noastre ca și societate civilă. Așadar, îi spun bună seara domnului Ovidiu Slătinanu. Bună seara și bine Vă ați venit! salut, mulțumesc de invitație, mă bucur. Domnul Slătinanu nu este cunoscut numai la noi în județ, este cunoscut pe toate rețelele de socializare, pentru că este cel care dă prin fotografii și prin filmulețe o imagine extraordinar de frumoasă județului Neamț. Cred că asta ar fi cea mai importantă prezentare. A doua este cea de ONG, cea de reprezentant a unor interese din societatea civilă. Tot repet chestia asta cu interesele. Ce interese aveți, domnule Slătinanu? Să aducem niște bani la Piatra Neamț, așa pe scurt românește. Acum Aseară la procesul e mult dezbatere. mai complex și mai... Aseară la dezbaterea publică la care ați participat, la care au participat, cred că 10 ONG-uri și reprezentanți deocamdată din orașul Piatra Neamț, până vom primi și din alte zone, ați accentuat foarte puternic nevoia unei schimbări și nevoia unei schimbări și ca peisaj economic, în sensul că v-ați referit la faptul că Piatra Neamț este un oraș turistic, județul Neamț are un potențial turistic extraordinar de mare, iar potențial industrial le-o lăsăm altora. E Cam mort, asta ca a să fost fim ideea. cinstiți. Da. Deci, cum vedeți dumneavoastră județul Neamț? Mă repet, pentru a nu știu ta oară, Piatra Neamț este un oraș industrial fără industrie și un oraș turistic fără turism, să zicem așa, un pic de asta de tranzit, de, eu știu, un interes de serviciu care se mai rătăcesc pe la piatră. E ok că se întâmplă și așa, dar nu se numește turism. Turismul se face, cum v-am zis eu, e ca o lege a matematicii, e știință, și, iar o formulă de succes trebuie să fie elegantă, așa a spus și Einstein, trebuie să aibă o eleganță. Nu poți să faci acțiuni cu, încerci marginea cu degetul, că facem un centru de informare, că mergem la târgul de turism, că nu știu ce faci. Astea sunt niște Niște porcărioare la exerciții. momentul când nu ai o strategie foarte bine pusă la punct, studiată și paradoxal, dar paradoxul ăsta e normalitate în România, adică de 8 ani, 9 ani de zile Piatra Neamț se declara stațiune de interes național. Ăsta e statutul orașului, din punct de vedere turismic. Și atâta timp cât ești stațiune de interes național și tu nu ai în cadrul primăriei un birou de turism, o persoană care poți să te duci, de exemplu, ai o chestie de turism, nu există o persoană. Ajungi ori la comunicare, dar băieții de la comunicare nu sunt specializați pe turism și nu e de datoria și de competența lor să facă asta, sau persoana cea mai importantă, ajungi la city manager. Iarăși, fără să discreditez pe nimeni sau să vă aduc vreo acuză, dar city managerul are cel puțin 10 atribuții de care trebuie să se ocupe pe puncte. Și dacă îi mai rămâne timp o dată pe lună sau, eu știu, să facă ceva în turism, asta nu înseamnă eficiență. Deci nu e suficient să existăm, trebuie să fim eficienți. Eficiența în zilele noastre nu trebuie să o inventăm sau o strategie de turism, că nu ne trezim noi în 2015 la mijlocul pădurii la Piatra Neamț, ne apucăm noi, reinventăm turismul. Sunt țări, după state, orașe, care se bucură de turism de sute de ani, de sute de ani. Deci, turismul de weekend a Care, cu devenit. alte cuvinte, își Cum? valorifică de fapt Ideea e fiecare piatră. cum construim eficient un turism sustenabil, niște soluții relativ ieftine, pentru că avem cea mai mișto unealtă, dacă puteți să mă exprim așa, cea mai mișto unealtă. Avem internet care e aproape gratis, îți trebuie doar 2-3 oameni care să-l utilizeze, să colecteze informații, se face un brainstorming, chemăm o firmă care să facă specializată să facă statistică sau un studiu de fezabilitate a proiectului și îl aplicăm. E foarte simplu, iar instrumentul are un termen, se numește tourist trap, capcană pentru turiști. Chiar dacă are o conotație negativă, domnule, ia de menești pe ăștia, să... Dar exact așa se întâmplă. Trebuie să creezi Da, mai asta e multe... esența pentru un turist, să fie Trebuie să prins într-o creezi capcană a soluții frumosului. de a cheltui banul în comunitatea respectivă. Și vă dau așa niște exemple minore. De exemplu, noi nu avem autostrăzi sau drumuri super accesibile să ajungi la Piatra Neamț. E destul de greu de ajuns. Nu avem aeroport.
Pentru cei de afară avem o denumire foarte grea și complicată. Adică eu chiar am stat aproape 5 ani de zile plecat prin toată Europa, n-am părăsit continentul, doar prin Europa. Și când trebuia să mă recomand pe lângă, că nu puteau să pronunțe slătineanu, nici Piatra Neamțului. Era foarte, foarte greu să pronunțe Piatra Neamțului. Deci, mie mi-este foarte greu și dezamăgit și supărat în același timp. Nu pot să cred că o familie, dau un exemplu, din Elveția s-ar duce așa în mod deliberat la o agenție de turism din țară și spune: "Hey, I want a ticket to Piatra Neamț." Deci, mi se pare, nu cred că se va întâmpla nici în următorii 20 de ani așa ceva. Da, cum Ideea, vedeți cum ne lucrurile? punctăm noi pe hartă, cum ajungem, despre asta este vorba. Și tot ce s-a făcut până acum, gondolă, trotuare, strand, curte domnească, e super inteligentă mutare, indiferent că unii acuzi că s-a furat, că nu știu ce manevre, n-are nicio importanță. Da, din punctul ăsta poți să zici că e un lucru rău, că n-a fost făcut sub o cupolă anume, adică n-a fost un concept, doar s-au făcut lucruri. Ei, foarte bine că s-au și stadion și toate lucrurile astea, dar ne trebuie acum brandul, ne trebuie să le Bun. lipim, ne trebuie liantul în toată povestea asta. Eu aș spune așa, dumneavoastră spuneți că sunt lucruri frumoase și bine făcute, pasul următor nu a mai fost făcut, deci noi nu am fost în stare să valorificăm. Procesul trebuia invers. Întâi trebuie să știi ce faci și după aia le faci. Situația la noi face, știi cum e, unde dai și unde crapă, chiar s-a nimerit să fie bine, să avem și gondolă și stadion și aia. Deci, na, e... deci, practic, toată problema noastră acum este să valorificăm acest potențial, așa cum a fost. Deci să ne oprim din critică, din acuze, din înțepenirea aceasta a cetățenilor, a partidelor politice și administrației, de a aștepta să vedem cum se mișcă scena politică și să încercăm cu toții să ne aducem contribuția prin idei, că nu o să putem deci, să deci concluzia spunem, mea personală, din tot ce aud și prieteni și pe Facebook și oamenii care comentează, bă, totul e frumos, tot așa, dar e greu, oamenii sunt amărâți și nu sunt bani. Deci asta e principala problemă, nu că politica sau ceva, bani, frate, nu sunt bani, nu rulează bani. Iar turismul ce ar face? Cum văd eu o capcană pentru turiști și ce ar însemna în 3, 4, 5 ani dacă s-ar uni comunitatea chiar și prin această asociere de ONG-uri și... Adică nu poți să faci turism numai din instituția publică, trebuie și conștientizare cu cetățeanul și el trebuie să participe și el trebuie să creadă în situația asta, pentru că ei sunt de fapt povestitorii când turiștii vor ajunge, când se urcă într-un taxi, când se duce să bea o cafea la un ospătar. Și cum ar fi intra banii ăștia? Dacă un taximetrist ar încasa astăzi, ar face cu 30 de lei mai mult în casări și un ospătar cu 50 de lei pe zi, imaginați-vă ce autoeducație ar fi și n-ar mai fi problemele alea, că nu sunt civilizați, că n-a venit la timp. De ce? Pentru că motivația... Eu am stat și în Brașov, am lucrat chiar în industria, în baruri, în restaurante, în hoteluri și am văzut niște oameni super educați care veneau la muncă în timpul liber, să zicem că erau, în ghilimele, figuranți, pentru că făceau ceva bani, dar când veneau la muncă aveau un rol umil, decent și respectuos față de client. De ce? Pentru că producea bani. Nu putea să-l motiveze patronul, nu putea să facă training cu el, singur își face training-ul. De exemplu, cum s-a întâmplat în Bulgaria, toată lumea știe ce probleme. Sunt mai mulți țigani ca la noi, sunt mai multă sălbătice, chiar fac troc, merg cu ouă, cu autobuzul și cu, înțelegi, chiar sunt probleme grave. Și la târgul de turism am întâlnit cu un senator din Bulgaria care mi-a spus felul următor: ne-am chinuit, am făcut training-uri, am făcut proiecte europene, nicio pensiune nu a înțeles că trebuie să-și remodeleze oarecum pensiunea. Deci nu poți să faci, cum să zic, cazare sau tot sare dintr-un subiect în altul, sunt multe nu, de zis, nu, dar că vreau suntem să vă zic, pe turiști, suntem adică pe atitudine. Nu La poți să eu faci mă o urmăresc pensiune foarte care bine. se cheme Doinița sau Denisa sau nu mai știu eu cum, n-am nimic. Deci afinitățile către un personaj din familia ta, nepoțica sau nu știu ce, și pui Denisa, eu te înțeleg că o iubești și că e o poveste faină pentru tine, dar povestea asta nu vinde. Și atunci devine, plus că aura, karma proprietarului, acea locație se transformă într-o casă personală și când te duci să te cazezi acolo simți că parcă deranjezi prin curte când ești. Adică nu, turism înseamnă să fii liber, frate, să... mi-ar este place să-l văd pe conceptul de proprietar. Agroturist care tocmai asta presupune, da, să te duci îmi place acasă să-l găsesc unde... pe proprietar să spună povestea, să mă servească el cu o cafea, cu o dulceață dimineață, să-mi inspire încredere în produsul respectiv. Ei, la Bulgaria era o problemă foarte mare și fii atent ce au făcut ăștia. Au făcut un circuit de biciclete, revin acolo. Problema cea mai mare e că nimeni nu vrea să se plimbe cu bicicleta prin Bulgaria, prin sate. Cine vrea să se plimbe, te tâlhăresc, țigani, îți dă cu... Înțelegi? Au o problemă mare în situația asta. Și au făcut grupuri de 60 până la 100 de persoane, circuit, și se opresc din loc în loc. Ba, merg la o mănăstire, ba, la o cetate, ba, la o degustare de miere de albine, ba, la tehnici de afumare a păstrăm. Și 3 zile s-au dus peste tot. Când au ajuns în fiecare sat unde trebuia să se locuiască, când s-au umplut odată 4-5 pensiuni, mi-a spus exact așa, în 6 luni de zile toți aveau hârtie de aia pe colacul la WC, fără să-i zică nimeni nimic.
tot și-a schimbat meniul, tot și-a schimbat perdele, tot și-a schimbat, deci tot și-a schimbat, și-au dat refresh la pensiune în 6 luni de zile. De ce? Că au încasat bani și au văzut ce caută când vin grupurile Puhoi. De exemplu, la noi vii în turist la o pensiune, te duci și spune că e ocupată, asta în cazurile excepționale când se întâmplă să fie ocupată total, nu-ți recomandă pensiunea de alături. Să spună, du-te acolo, că găsești. Păi eu nu, ce vrei să fac om? Și ce le-am propus la primărie? Să fac o aplicație, turism neamț, punct. O simplă aplicație Punct care în primă ceva. fază să aibă travel, fun, food and sleep. În care intri, vreau să mănânc. Ce? Pizza. Pac, și mi-apar pizzeria, 1,6 km. Ca un GPS. Vreau să mă duc să dansez. Unde? Acolo. E deschis până la 2. E atât de Bun. greu pus într-un taxi. Asta ar fi treaba administrației. Acum fac o paranteză. Eu vă pot structura ideile foarte bine în exact 3 puncte. Ceea ce mă face să spun că dacă dumneavoastră ați fi candidat independent pentru primăria unui oraș, independent, repet, din partea Da. societății civile, eu aș putea să fiu liderul dumneavoastră de campanie, nu lider, șeful de campanie al liderului. Le-am încurcat cu funcțiile astea. Că nu mai știi Să după vii să modelul depui CV-ul partidelor. să văd dacă... Da. Deci, revenind puțin, eu nu știu dacă această formă artistică de a crea viața unei comunități ține neapărat de administrație. Și am să spun de ce. Pentru că ne-am obișnuit ca în administrație să avem oameni politici. Oameni care să judece în continuare, după alegeri, pe principiile partidului politic, care partid politic, Hai că dăm voie să spunem mai frumos că oamenii te au rog. înțeles. Mai frumos, dar e mai urât de fapt. Da, Adică mai urât și mai politica, concret vrei să spui. pe scaunele se moștenesc, toată lumea știe toată povestea asta și vin să moștenesc datoria lui ăla dinainte și mă prefac că nu sunt bani și mă ocup că trebuie să asfaltez, să culeg gunoi. Frate, asta trebuie să faci în pana mea, să culegi gunoi, să asfaltezi, să plantezi flori, asta trebuie să faci. Nu vă supărați, Deci asta este, nu, nu e niciun limbaj vulgar, chiar sunt foarte este un limbaj reținut. natural, Ca aș zice nu-l eu mult mai multe. comentăm. Deci nu sunt Vreau soluții de doar să, candidat. vreau Trebuie să să vă vii cu întrerup ca soluții să vă eficiente. accentuez ideea. Deci administratorul este gospodarul, nu are de-a face cu macro-strategii. Eu asta am înțeles din ce ați spus. Dacă nu e el omul de viziune, atunci trebuie să aibă oameni cu viziune lângă el. Și nu sunt, fără să judec și fără să jignesc pe nimeni. Deci nu venim, noi nu căutăm administratori de datorii. Scurt, votați pe cine vreți voi. Dacă voi vreți să votați administratori la datorii, e treaba voastră. Lăsați-vă combinați și păcăliți cu brichete și cu Bun, dar făină și am acum noi nu terminat putem discuția. da soluții legale, că aceste Cum datorii soluții sunt legale peste există pe tot. există internet? Scrie acolo cum să fac turism, how to do tourism. Pe bune, acum fiecare scrieți acum pe calculator și ai să vezi ce ți apare primul lucru. Tourist trap, definiție. Citiți definiția și o să vedeți că 83% din locațiile de pe glob aplică această strategie. Ce e atât de greu? Nu trebuie să plătești pe nimeni nimic, e gratis și am oferit-o și o poți găsi. Ia-o, frate, și hai să o facem împreună. E atât de greu. Deci nu poți să-i acuzi. Ce ar însemna să acuz primăria de incompetență? Nu cred că m-am întâlnit personal în ultimii 3 ani cu ei și am văzut că sunt oameni echilibrați, rezonabili, inteligenți. Nu-i nimeni prost acolo, să știți. Dacă vă imaginați că sunteți niște proști, nu sunt proști, sunteți chiar foarte deștept. Atunci ce Acum, de ce să-i oprește? acuz? Ce le De împiedică reavoință? oamenilor Să-i acuz de creativitatea? reavoință? Nici de asta, că nu sunt răutăcioși, chiar sunt buni la suflet, chiar au și ei probleme, au și ei familie, au și toate astea. Ce sunt de fapt? Să le frică. De cine? Știți voi prea bine. Eu n-am ce să vă zic. Dacă voi în continuare vreți să-i alegeți pe ăștia, eu mă mut din oraș. Vă spun sincer. Da, cred că ai spus și aseară, la un moment dat, ai folosit această expresie, dacă lucrurile, ai cerut niște explicații și nu ți-au fost date pentru Piatra Neamț, cred că ai întrebat dacă s-a condamnat acest oraș la incapacitatea de a aduce fonduri europene și Pe cum imediat să aduci după fonduri aceea europene ai dacă nu ești spus. eligibil? Primăria este în faliment, primarul a ciordit de la spart de ajuns internațional. Nu De unde să discutăm. fii? Păi, Știți, cum să fii principiile la eligibil? această Păi, cum emisiune să nu sunt fii? acești termeni. Păi nu Cine a termin. furat, plătește-i treaba DNA-ului, Dar nu-i știrea. treaba de e treaba mea ca cetățean. Eu care mă duc și eu ca asociație mă duc și depun. Deci am făcut un proiect de 150.000. Proiectul God City, dacă l-ai face la o agenție de publicitate la București, ar costa între 120.000 și 150.000 de euro. Eu, noi, asociația, l-am donat ca cetățean al orașului primărie. Iar primăria, toată lumea a zis și chiar și în afară, da, dar nu se poate face. De ce? Pentru că nu sunt bani. Cum, frate, nu sunt bani când proiectul ăsta se încadrează din 6 linii de finanțare la cel puțin 3 și cu aport de 10%, adică ca să iei 10 milioane de euro trebuie să pui 1 milion. Primăria Piatra Neamț nu are 1 milion, vă spun eu, are, dar nu poate să ia proiect european pentru că este în faliment și în ultimii 5 ani știți cum e cu un proiect european, nu trebuie să fie avut nicio problemă și știți prea bine ce s-a întâmplat cu primarul. N-am nimic personal cu el, dar a afectat instituția primăriei, care instituția primăriei Bun. afectează comunitatea.
Despre asta este vorba. Acum ce să fac? Să fac cont, să fac credit, oarecum, să dar ne eu nu noi? Mi-am propus prin emisiunile mele să readuc critica, deci a fost nu e atât critică, de mult. E cum rezolvăm este problema. Realitatea, dar E toată cum lumea rezolvăm știe problema. această realitate. În Păi și acest cum o moment, rezolvăm? societatea civilă, ONG-urile, imediat, că eu te întreb pe tine cum o rezolvăm. Da. Că dacă știam, nu mai eram moderator de televiziune, eram altceva, inventam. Bun, deci în acest moment societatea civilă, oamenii de pe stradă, eu când spun societatea civilă, nu mă refer la ONG-uri, să ne înțelegem. Mă refer la fiecare cetățean al acestui județ. Frica este un aspect. Al doilea aspect, lipsa de speranță și lipsa de consistență în acțiune. Pentru că în momentul în care o comunitate nu are lideri stăpâni pe ei, echilibrați, buni vorbitori, nu are capacitatea de a coagula energiile din acea comunitate, rezultatul este zero. Deci demobilizarea, cea mai mare problemă a românului, cea mai mare problemă a mea, pentru că sunt în județul Neamț, este a județului Neamț, este demobilizarea. Cum propunem? ONG-urile pot face astfel de proiecte pentru turism? Legăm ONG-urile Rolul de administrație? Rolul ONG-urilor ar trebui acum, ONG-ul e o entitate care ar trebui să se autosesizeze și până la urmă asta face, pe fiecare pe domeniul lui, să rezolve probleme, dar să rezolve probleme nu cu conotație financiară, pentru că nu e de competența lor, că știe toată lumea, ONG-urile vai de steaua lor la capitolul buget. Rolul lor este să facă conștientizare atât cu cetățenii, cât și cu comunitatea, adică are rol de mediere. Asta trebuie să aibă. Așa văd eu un ONG, cel, nu știu. Este perfectă definiția și foarte succintă, deci are ca rol să de fie mediere. Foarte clar. Și atunci primăria rol, trebuie, primăria, consiliul, toate entitățile, asta trebuie să fie de mediere, de să înțelegi, să fii translator, deci oamenii se plâng că nu înțelegem politică, nu înțelegem ce, mi se pare că ăla vorbește pe turuite la într-o emisiune. Deci nu există un limbaj așa mai coerent. Mai de baltă, poate că oamenii trebuie să să le să explici românește, băbește, înțelegi? Și atunci, da, dacă tu ești imagine, entitate politică și nu vrei să lași un pic de la tine, știi, să te exprimi, care până la urmă sunt cetățenii tăi și sunt votanții tăi și sunt oamenii de care ai nevoie și trebuie să-i ajuți. Nu poți să decizi cum s-a făcut acum și la Consiliul Județean și la primăria, cum a spus și domnul Popescu, există o strategie de turism. Care, frate, cine a făcut, a venit, ați chemat doi arabi, ați dat 33.000 de euro, a adus harbuz pe ăla să pună la pus și când l-a întrebat cineva în Consiliu, e pe net, pusă, când îl întreabă pe ăla, pe arabul ăla, dar cum ați făcut asta, răspunde harbuz în locul lui. What? Da. Cum strategie până în 2023? Cum, frate, până în 2023, când din 2018 noi intrăm sub legislație europeană și se schimbă asta? Adică cum îți permiți tu să faci o strategie până în 2023 super evazivă? Adică dezvoltăm drumuri, adică spune, deci, domnule, ca să exact. Traduc o strategie, ca să fie înțeleasă, nu ne privește pe noi că este pe 23 de ani 2015. Pentru că nu suntem sociologi, nu suntem tehnicieni și nu suntem strategi. Noi avem nevoie de elemente concrete. Noi trebuie să știm doar primul S-a pas. Făcut, cum faci o strategie? Faci doar un studiu primul pas. Pe pentru tău. Că strategia de 23 de ani se spune de 25 de ani că avem o strategie. Nu, pe nu 23, 20 de până ani. În 2023. Scuze dacă am zis indiferent 23. Indiferent care este termenul de timp. Oricum asta este treaba de strategilor și altor tipuri de activități. Bun, deci ONG-urile ar trebui să conștientizeze. Al doilea lucru, mentalitatea. Acolo spuneai că pentru a deveni un oraș turistic sau o zonă turistică, trebuie să ai mentalitate de la șoferul de taxi sau de la omul de pe stradă până la primarul orașului. Toată lumea trebuie să înțeleagă că, pe bune vă zic, nu vreau să exagerez sau să dramatizez sau să direcționez discuția într-un sens. Nu văd altă soluție pentru orașul ăsta. Sunt un fost cetățean plecat care m-am întors acasă și mi-am dat seama că aici vreau să stau, vreau să rezolv probleme, vreau să pot să-mi cresc copiii aici, pe bun. De ce să fiu nevoit să plec în altă parte? Iar singura soluție de a face bani colectiv, toată comunitatea și să ne dezvoltăm și să nu ne mai plângem că nu avem la copii, că nu avem nu știu ce, este turismul. Nu ne-a mai rămas nimic. Ce vreți? Mai avem un pic de pădure? Pac, 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 o tăiem pe toată? Sau ce să facem? Singura turismul este soluția. De asta bat moneda. Acum, dacă cineva nu rezonează și nu crede și nu înțelege, chiar aștept și pe Facebook și după să-mi spuneți ce alte soluții vedeți voi efectiv ca toată comunitatea să trăiască, să primească ceva în plus față de nivelul actual și să nu mai elevii, studenții, cei care ne pleacă, cei care s-au născut după 90, care s-au născut un pic poate fără să nu fie afectați de
perioada comunistă, se duc la studii, se duc în alte orașe, în alte țări și nu se mai întorc și înțeleg și nu-i pot judeca. De ce nu se mai întorc? Uite, Pentru o că idee nu are ce să interesantă, facă s-a aici. bătut monedă că suntem un oraș terminat, noi Piatra Păi da, și Neamțul. tot ne pleacă Și și la tot ne fel și pleacă. da, dar nu este așa că un oraș, dacă spui că ai bătut toată Europa, orașele turistice din Europa nu au o populație atât de numeroasă, au o populație liniștită care crește într-un ritm constant. Nu e nevoie să avem 200 de mii de locuitori, Piatra Neamțul sau Turist se 150 poate de face mii. oriunde și într-un sat Exact. de 1000 de locuitori. Deci nu... Exact. Deci a pune problema în acest fel că să avem populație îmbătrânită este Iar turism, iar... deplasat, aș zice trebuie eu. să mai înțelegeți mult să spun, băi, bine că dar nu ne trebuie brand, nu ne trebuie. Eu vă pot înțelege cumva viziunea oarecum strâmtorată atâta timp cât nu ați călătorit, Îngustă. nu ați plecat și nu e o acuză sau o jignire. Vă Nu spun că... îngustă, am spus. Viziune îngustă avem. Nu poți să vinzi doar cu doi brazi și o Dar știi de apă ce avem turism. viziune Adică cu ce se îngustă? diferențiază Piatra Neamț față de Sibiu, Brașov și alte orașe? Și au păduri, și au văi, și au ape, și au oameni frumoși și toate lucrurile. Adică care e factorul nostru diferențiator? Care e atributul nostru de brand? Asta trebuie să căutăm. Iar atributul de brand, orice cetățean trebuie să-l înțeleagă prin conștientizarea făcută de ONG-uri, ca să poată dezvolta povestea mai departe. Că o înflorește, că o diminuează, nu are nicio importanță cum am înțeles, dar trebuie să fie o poveste colectivă a unui Dar ce părere atribut ai de de brand. politizarea ONG-urilor? Termenul Poftim? ăsta l-ai auzit? Termenul de politizare al ONG-urilor l-ai auzit? Nu vreau să-l traduc, că mă gândesc ca Iurea acum și Nu nu vreau vorbim să-l despre traduc acest lucru. Bun. politizare. Nu-i văd, dar e conflictual denumirea cumva. Deci, din nou ne întoarcem la mentalitate și din nou ne trebuie să radiografiem puțin societatea pe care, în care suntem. Spuneai de dezvoltarea turismului. Îți aduc următorul argument. De ce tot ONG-urile trebuie să meargă să întâlnească în continuare cu oamenii politici? Pentru că din cauza legislației de pe domeniul învățământului au dispărut acele școli de meserii. Dispărând acele școli de meserii și calificările la locul de muncă, ne-au dispărut meseriașii. Plus elementul exodului în țările unde salariile sunt mai clar definite. Ceea ce înseamnă că în acest moment ONG-urile au rolul de conștientizare pentru refacerea mentalității în restul societății, pe domeniilor de activitate, dar în același timp și de conștientizare a politicienilor la ce lacune legislative sunt. Pentru că dacă noi nu promovăm niște școli în care să se creeze forță de muncă, nu avem cu ce să satisfacem acel turism pe care îl Prima dată, visezi ca tu. să te, am înțeles perfect ce faci, chiar citisem înainte să plec de acasă pe Facebook, ci că un meseriaș valorează ca aurul și niciodată nu se devalorizează. Ei, acum cum să facem școlile astea de meserii când tu poți, da, el tinde să fie meșter popular, să facă nu știu ce, Un meșter nu popular știu, trebuie să fie tâmplar. Orice Deci, lucru. avem Nu are populație care nu se mai duce la școală, nu-și face liceul. Din pentru clasa 10 10-a înseamnă milioane, 6 pentru luni. 1000 de lei salar, nu îl văd de ce ar vrea să stea în țara asta fiind un bun meseriaș când ar putea să câștige de cel puțin 10 ori mai mult în orice altă țară, inclusiv Ungaria. Deci, același lucru îmi susții Și nu pot argumentele să-l judec, mele. nu pot să-l judec dacă Corect, pleacă, dacă nu își face, nu judecăm pe pot. nimeni Dar din cei care au hai să creăm plecat. facilități, hai să creăm opțiuni Exact. în timp să revenim la normal. Sunt sigur că printre cei plecați afară și am fost, în continuare sunt în contact cu ei pe Facebook și cei plecați afară au ogonisit ceva bănuț. Sunt plecați de 15-20 de ani oameni care au strâns ceva bănuț și s-ar întoarce acasă, le e dor de casă, de familie, de copii. S-au săturat și ei de cât s-au chinuit pentru străini, că nu e chiar totul roz acolo, nu e așa cum vă imaginați. Ar veni acasă să investească aici. Dar de ce? Toți îmi spun, de ce aș face asta? Deci, ne ducem, Pentru mi cine? Ce susții să fac? Să ideile vin să-mi pentru că, fac o practic, cafea? acum vorbim de politică fiscală. Deci, legi incomplete în Bani sunt învățământ, de venit, dar dă-le politică soluții fiscală, oamenilor. exact. Pentru că nu ai posibilitate, neexistând un cadru legislativ corect și nu neexistând facilități fiscale pentru micul întreprinzător, atunci obligatoriu nu ai capacitate să te integrezi într-o societate așa cum este Iarăși, cea din visul un tău. alt vinovat ar fi arhitectul orașului, care l-a acuz de lipsă de etică de design. Adică nu poți să faci, pe lângă un arhitect al orașului, trebuie să existe și un asistent, cel puțin asistent, dacă nu o persoană super competentă, care să
să creeze strategii de etică, adică toate magazinele bar să fie pe o anumită cromatică, cu o anumită... Nu poți să faci așa, unul vinde chiloți, unul vinde covrigi, unul nu știu ce vinde, fiecare își pune ce... Deci nu e sănătos, nu poți să... Orașul trebuie să aibă o formă, trebuie să... Județul, hai să extindem aria. Ce să zic, din punct de vedere geografic, din punctul meu de vedere, poate sunt așa subiectiv, dar chiar e super bine poziționat și Piatra Neamț și Județul Neamț. Și avem și niște atribute de brand. Ca județ avem Ceahlău, avem Cetatea Neamțului, care e cel mai important obiectiv turistic de la noi din județ, are cele mai multe încasări, cele mai multe vizite. Na, depășește discuția. Aș prefera să rămânem la oraș, să rămânem că pe Piatra Neamț și pe e turism. Problema de... Ține de noi și cum ne rezolvăm. Nu știu cum o să facă. Dacă o să reușim, noi probabil o să fim un exemplu idee. Și când pentru alții. Societatea civilă, printre oamenii normale ai acestui oraș, sunt strategi foarte buni, dacă vrei. Sunt artiști, sunt buni vorbitori. Nici nu știu cum să descriu toată această paletă de calități pe care oamenii din societatea civilă le au. Cum se face că glasul lor nu este auzit? Ba este auzit, oamenii se duc, toți, cum am văzut și aseară, toți au spus că au fost la primărie, au fost chiar și primăria, nu pot să zic, nu pot să acuz primăria de reavoință, ba din potrivă, toată lumea a zis da, toată lumea vrea, toată lumea chiar îți aprobă și anumite proiecte, dar ce nu înțeleg ei, că nu poți să aprobi un proiect, cel puțin ăsta cu dezvoltarea turistică, nu poți să-l aprobi din 300 de mii de lei care se împart la toate ONG-urile, adică vine câte 10 mii de lei de ONG maxim, suma maximă pe care poți să obții, ce poți să faci pe ea, niște printuri, nu-ți dă bani pentru aia, nu-ți dă pentru aia, că nu se face, trebuie făcut o nișă separată dacă vrei să faci, e o campanie extraordinar de mare, nu poți să o alimentezi cu 10 mii de lei și te aștepți la rezultate, ce te bazezi pe 2-3 hoteluri, că o să aducă ei turiști, te bazezi, că nu e ok, nu e sănătos, e primăria nu ar trebui să aibă caracter. Orașul acesta este pe extremități printre pensiuni. Da, da, cum ți-am spus, e casa, multe din ele e casa, eu chiar am fost cu RNDR-ul și chiar despre asta le-am vorbit, adică îi învăț pe oameni, de exemplu, cum să vând ardei iuți sau zacuscă, că dacă cei mai mulți probabil nu știu că nu ai cod ca ei, nu poți să bați în casă ardei iuți sau zacuscă. Știți ce s-a întâmplat la Pleșcoi, festivalul de cârnați Pleșcoi, când o femeie a mâncat un cârnaț, s-a înghițit și a murit, acum 2 ani. Și festivalul de cârnați de la Pleșcoi, celebru, poate chiar internațional, nu se mai ține din acest caz. Adică ce treabă are festivalul cu femeia că am mâncat, poate că nu vreau să o acuz de nimic, dar adică nu, înțeleg nicio relevanță. Principiul și hey, punctul de vedere. Un anumit... La noi în pensiuni nu poți să vinzi zacuscă. Toată lumea ce caută din ce în ce mai mult? Mâncare eco, vreau, te întreabă, dar puiul e de la dumneavoastră din grădină, dar ardeii sunt de la dumneavoastră, dar zacusca e făcută de dumneavoastră, dar dulceața e făcută de dumneavoastră și ei îți spune da, dar știi că e legal să te o vândă? Nu are cod în casă dulceață de cireșe, da, pentru da. Că nu are intrare pe cireșe. Acum că nu din copac de la când el. Noua legislație cu privire la autorizarea firmelor de tipul acesta a fost lansat, societatea civilă n-a fost suficient de informată ca să respingă acel cod. Hai să rămânem la mâncare, uite că ne-am adus aminte. Ne-am dus la blocarea, practic, ne-am dus la blocarea interesului național de o globalizare economică. Anul trecut am fost... solicitat de un tip care a făcut o campanie, o platformă națională, o vitrină națională de produse gastronomice. Și a denumit el, sloganul e mândria locului tău, din punct de vedere gastronomic. Și m-a întrebat că dăm 5 locații de la tine din Neamț, că na, fiind eu cel mai vizibil acolo, dăm 5 locații de la tine din Neamț unde se mănâncă, unde găsesc mâncare tipic nemțeană. M-a blocat. 2 săptămâni mi-am luat, am stat, m-am gândit, nu știu ce să răspund. A venit omul la Piatra Neamț, am umblat 10 zile prin tot județul, nu am găsit nimic. Cu mici excepții, nu le pomenesc, dar n-aș putea să zic că avem un... Deci noi, dacă știe cineva, chiar îl invit pe Facebook să-mi spună un loc unde se mănâncă, un simplu fel de mâncare, dar tipic nemțean. Adică, domnule, bine ai venit în Neamț, uite mâncarea noastră. Deci nu că stăm prost, stăm extraordinar. Deci pizza, mici și de asta, deci nu... Nu așa se face există turismul. Există un grup deci, de nu... pensiuni care s-au constituit într-un ONG, se numește Valea Ozanei. Da, 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 știu. Și chiar băieții aceia chiar au câteva produse gastronomice care sunt deosebite, sunt cu specific. Fac chiar niște lucruri, niște eu le-am spus, invenții. Dacă ar fi o gala a ONG-urilor și pe probleme în turism, eu personal lor le-aș da locul întâi, fără nicio discuție. Dar bun, ei au și niște posibilități, ei toți sunt, mare majoritate sunt proprietari de pensiuni, s-au constituit foarte interesat. Și proprietari de pământuri, da. Și în foarte, așa foarte, fel, foarte fain. Deci pe latura aceea noi suntem acoperiți. Foarte acoperiți. Fain, au făcut cea unul fermecat, festival medieval, au marcat cea mai veche sursă de exploatare salină de pe glob,
care se află la Ca fiind oglinzi. la La oglinzi. oglinzi, chiar au făcut un proiect și felicit pentru asta și au pus acolo o pancardă, așa cum s-a putut. Și a doua sursă, cea mai veche exploatare salină pe glob, e la Cuiejdel, sub aici, la noi, la Cuntenul spre Și Bătiu. acum ne ducem în administrație. Îmi pare rău că ar fi trebuit să fie elementul societății civile care critică administrația și politicul am să o fac tot eu. Deci să ai un asemenea element ca această salină, veche de 7.000 de ani, dacă nu Cam așa, poate să colegul fie și care a mai vechi. documentat, E sigur, e mai 7.000 vechi, de ani. 7.000 de ani. Cu o apă pe care oamenii o transportă de acolo, cu cisternele, că știu la ce este utilizată și tu, administrație, să nu valorifice acest potențial ca și apele minerale din această Ca zonă. să nu Deci, de-a lungul Bistriței, nu știu dacă știi, Neamțul dar are sunt izvoare. 300 de astfel de izvoare saline, deci poate Exact. nu știți. Ori tot acest nivel de salinizare și de componență chimică a apei face să fie foarte bune pentru tratament. Uite, apa minerală, de exemplu, de la Neagra Creșterea Brășteni a animalelor și fost cea tot. mai bine cotată la nivel de Europa în perioada La interbelică. Ardeluța e cel mai pur spre Ardeluța, ozon, nu știu ce, Negulești, și tot așa. Oglinziu În și fine, avem Mărțăteștiu. elemente care le Bun. putem. Deci, tu cum te numești în momentul în care tu ai acest element de bogăție în județ și îl ții dărâmat? Ignorant te numești. Când în toată Europa, turismul, oameni buni, turismul medical este cel mai spectaculos și medicina integrativă sunt cele mai spectaculoase lucruri descoperite pentru sănătatea omului. Orice fază cronică a unei boli se tratează prin medicină integrativă, care Deci, obligatoriu are elementul natural. recomand, hai că dacă ne cumva Da, ne ne-am apropiem înfierbântat puțin, de este final, subiectul care mă recomand deranjează. primăriei, viitorului primar, Ne echipe, hotărâm care e ce vreți voi moderatorul. acolo să faceți când o să Până la faceți aici. urmă, Vă prietenul recomand să vă nostru. faceți o echipă, dar nu că vă recomand, aș putea să vă dau, chiar comunitatea ar putea să vă dea în judecată, pentru că aveți statut de stațiune de interes național și tu noi un birou de turism și am încheiat discuția, deci să Noi vă dăm în înțelegeți. judecată, că nu mai știu Nu îi cine e dăm în judecată, moderatorul hai în să le această dăm. Nu seară, ne dăm eu. căutăm, nu căutăm să facem rău, să ne facem mai mult rău decât este. Hai să căutăm să rezolvăm probleme. Și recomand, faceți o echipă, faceți niște concursuri, deschideți, colectați 3-4 oameni care pot rezolva aceste probleme, să atrageți fonduri, să găsiți soluții, faceți un ONG, cum ați făcut atâtea firme căpușe ca să scoateți bani, puteți să faceți Face. două ONG-uri să reper. Deci se pot face lucruri, fraților, nu trebuie să vă să vă explică, nu-s mai cam. N-am făcut eu mai mulți bani ca voi, să știți. Deci chiar. La cât s-a furat, deci ar putea să doneze toți care au furat, ar putea să Eu doneze totuși câte un sper milion să de fie euro ca să candidat facem. domnul Slătinanu, dar până va fi candidat independent, eu am să-mi iau rolul de translator al ceea ce spune. Practic, ai lansat un apel pentru oamenii de afaceri în acest moment și pentru ONG-uri, pentru că dacă administrația ne-a dus unde ne-a dus și politicul ne-a dus unde ne-a dus, mediul de afaceri în acest moment este obligat să reacționeze prin astfel de proiecte, prin constituirea unor grupuri, constituirea de către alte grupuri, de către ONG, ne mai și certăm, ne mai și dezavuăm unii pe alții, că asta este o modă, am învățat de la televizor, să ne tot jignim unii pe alții și să ne desconsiderăm. Și mai ales să ne toarcem în trecut și să spunem, tu care ai făcut aia acum 2 ani, nu ar trebui să mai existe Hai în să actual zicem, moment. cu trecem cu vederea, dar nu e o atitudine sănătoasă. Oricum nu sunt de acord cu ea, dar zicem, hai să trecem cu Este o vederea, atitudine doar în sănătoasă vederea de a nu cât face mai mult scandal și mai mult rău care să ne afecteze imaginea pe termen lung. nu să ne blocheze în buclă. Hai Ne să blochează rezolvăm, critica hai și să-i. acuzele celor din unii de Băi, vreau, către hai să dăm ceilalți. voie să spun Vă singur rog, pentru te rog. candidați, pe bune, ăștia care o să doriți să candidați. Bă, frate, chiar n-aveți coloană vertebrală, pe bune, aseară ați zis că veniți și n-ați venit, că vă dau nu știu cine telefon. Păi cum vrei să te aleg eu primar, frate, când tu nu-mi demonstrezi, n-ai nici. Pe bune, veniți, fraților, și spuneți ceva, chiar dacă ne păcăliți, puneți suflet și patos și puneți-o din tot sufletul să rezolvați ceva, cuceriți-i prin atitudinea voastră pe oameni, nu cu brichete și cu afișe, cu banii de campanie, deci pe bune, rezolvăm turismul, deci cu cât o să cheltuiți toate partidele, dacă ați face doar, mă ocup eu de fiecare parte pe bune, vă promovez pe Facebook la maxim, numai dați banii, donații la o asociație să facă să dezvoltăm turismul. Vă rog din suflet, nu fiți ignoranți și nu vă comportați idiot style, fără să vă jignesc. Deci lumea s-a săturat, eu cel puțin mi-e scârbă. Da. Vă rog. Este un nivel de atitudine, este un nivel de exasperare. Domnul Slăgnanu are avantajul că știe să-l exprime foarte coerent, foarte repede. Cum spuneam, nu mai știm care a fost moderatorul în această seară.
Am văzut ce sfaturi dați politicienilor, hai să lăsăm puțin deoparte. Tot aseară am primit un sfat foarte interesant de la un întreprinzător care nu a vrut să ia cuvântul, doar a vrut să vadă cum se desfășoară dezbaterile publice la ABD Neamț. El spunea că este o acțiune inutilă să interacționezi cu politicienii, că interacțiunea ONG-urilor ar trebui să fie în mediul public, în social media și media, cu oamenii. Pentru că oamenii trebuie mobilizați să voteze sau să respingă, să blocheze pur și simplu un proces electoral dacă oferta politicienilor nu este coerentă. Pentru că depinde viața noastră de acum încolo, în conjunctura economică Ghinionul pe care lor, ne-am ghinionul lor creat-o. și poate bucuria cetățenilor că mă aflu aici, chiar nu vreau să sun așa prolific, dar de la 1 ianuarie eu personal mă voi ocupa de contracampanie pentru toți. N-am ce să vă fac, v-am spus, cuceriți-mă pe mine și eu chiar vă promovez. Și Deci, dacă o să vă cucerească într-un partid? cucerire în modul bun. Dacă vrei să mă cucerezi războinic, să știi că nici eu n-am toate Nu. Aici cărămizile. este vorba de altceva. Un ONG este tentat prin a fi băgat în seamă. ONG-urile n-au fost băgate în seamă. Știu că mi-ai spus că ești cetățean și apoi ești ONG. Am înțeles. Dar un ONG poate fi cucerit prin acea politizare de care vorbeam. Adică îi promiți. Cei care vor asta nu ține de mine, vă rog, nici nu încercați, nici nu, chiar nu mă interesează cromatic nicio culoare de la voi. Și vă spun de ce. Nu că am ceva sau e vreo un clișeu de ăsta, domnule, suntem antipolitică. Știi cum sunt în viață? Deci, dacă v-ați constituit într-o grupare, indiferent că e creștin, religioasă, politică, nu mă interesează cum, Respectați prin normele. statutul vostru, voi vă declarați niște eroi ai comunității prin care voi ne rezolvați probleme. Iar eu, când eram copil mic și auzeam de un partid, așa ar fi trebuit să mă cucerească. Frate, când o să fiu mare, vreau să mă fac penelist. Arătați-mi unul care zice așa. Nu are nicio importanță partidul. Și câți oameni gândesc așa că vor să se facă politicieni când o să... Adică mi-ai dat un exemplu, un model de erou național în care ai făcut ceva numai elemente negative. Poate ori mai fi printre voi și câțiva ok. Nu vă... N-am ce să vă fac decât să vă bag în acești. Deci nu ați dat dovadă de eroism, nu ați dat dovadă de naționalism, nu ați dat dovadă de sens, simț civic. Nu știu, și lista poate continua. Pe bune, revizuiți-vă comportamentul și lăsați pe martalogii aia care sunt acolo să-și crească nepoții și voi, generația tânără, pe bune, schimbați ceva. Altfel o să fie... Nu am înțeles, eu vreau să mă gândeam că o să fie vai și amar de noi Băi, atât trebuie să după înțelegi. Hai că vă alegeri, spun dar direct, vă tu... spun sincer direct. Deci din 2004 am participat aici și sunt direct. Și când v-a spus în filmulețul ăla de pe Facebook că o să vă războiți cu mine, chiar o să vă războiți cu mine. Gândiți-vă că am Zoom care vede pe lună, am dronă, știu și când v-ați dus, unde v-ați dus. Aveți grijă, pe bune, revizuiți-vă comportamentul și faceți o campanie decentă pentru Piatra Neamț și gândiți-vă cum aduceți bani ca să ținem oamenii acasă și să-i aducem pe cei plecați. De la 120.000 a rămas cu 80.000 de cetățeni. Nu e vina mea. Da, deci pun pe seama oboselii de a ține o dezbatere publică de 2 ore faptul că nu am replică în acest moment. Trecem Nu am ce pe... să zic. Trebuie să v-am spus. Trebuie să... Da, asta este până la urmă, acesta este Oamenii s-au scopul săturat. Îmi nostru, permit asta să este vorbesc varianta de cel puțin în rezervă. numele celor de pe Facebook, a câtorva din ei. Îmi permit să vorbesc și sunt sigur că rezonează. Dacă nu, vă rog, chiar vă rog să comentați și să mă criticați, să mă corectați. Eu vorbesc în numele cetățenilor. S-au săturat. Și nu cred că e prima oară când ajung să se aude asta. S-au săturat, efectiv. Deci o să... îi forțați pe bune să creeze o nouă revoluție. Nu știu ce se întâmplă, nu pot să mă exprim așa, dar faceți lucrurile cum trebuie. Gândiți-vă că la momentul când ați început voi politica și v-ați făcut partidele și ați ajuns la putere, nu era nici DNA-ul, nici ANI. Acum mai e și aveți probleme din trecut pe care nu le-ați rezolvat și eu înțeleg că dosarele alea trebuie spălate, dar faceți-o cu cap și inteligent pentru că am poze. Vă salut și vă urez foarte mult succes! Dar este un avertisment direct la urma urmei, asta ne-am asumat să facem, să căutăm varianta de rezervă. Eu am găsit-o așa în câteva ipostaze. Cred că voi face o emisiune, un reportaj pe toți cei care încă nu vă dați seama câte emisiuni am făcut cu oameni din societatea civilă și fiecare pe sectorul lui de activitate au un cuvânt foarte greu de spus. Cred că pe panourile publicitare pe care le vom instala cândva până la sfârșitul acestui an, vom
putea pune aceste declarații ale oamenilor. Și domnul Panaitescu a avut, l-am adus în discuție nu întâmplător cu ONG-ul domniei sale și site-ul dânsului de socializare, a adus o problemă foarte importantă, aceea a lipsei de susținere a administrației locale față de unele manifestări de tip național, cum ar fi... Păi acum e ilegal, ce a spus eu e ilegal, deci aș putea fi acuzatele și spun, chiar fac eu asta. De o lună de zile s-a făcut, știu ce vrei să spui, da. De o lună de zile s-a dat legea pentru defăimare și vă spun atât, defăimare e când nu ai dovezi, prieteni buni. Da? Da, dar până atunci, nu, deci poți fi și speriat, acum nu defăimăm pe păi nimeni. Păi nu, asta e acuză, deci vă rog frumos, nu căutăm nod în papă, nu, încercați, deci spălați-vă singur hăinuțele, nu le dați la alții, deci spălați-le. Deci cum spuneam, rezolvă. Interesul unei comunități faceți, când... Faceți o campanie politică, electorală, bazată pe bani și nu bani aduși de acasă, ci cum băgați bani în comunitate. Pe bune, vă rog frumos, nu mai spuneți tâmpenii, aberații, vă lipiți mecurile prin oraș, cheltuiți bani pe bannere și pe toate astea. Faceți o campanie decentă și o să vedeți cu un singur articol, cu un simplu mesaj pus pe Facebook, o să cuceriți pe toată lumea și o să vă voteze toți. Dar fiți cinstiți și onești cât se poate și încercați să veniți cu soluții etice și concrete pentru comunitate. Vă rog din suflet! Deci, cum spuneam, ar trebui să existe un interes față de manifestările de interes național, cum ar fi acel congres de psihogeriatrie, care în urmă câțiva ani a fost foarte bine reprezentat și a avut o manifestare deosebită. Din cauza lipsei de fonduri, anul acesta a fost nu chiar un fiasco, dar a fost foarte greu pentru Romeo Panaitescu să aducă acei universitari și acei interpreți, cum a fost Gheorghe Iovu, acei autori de cărți, cu care a bucurat foarte mult publicul din Piatra Neamț. Întrebarea mea pentru tine era, este de competența și de obligația administrației locale să susțină financiar o manifestare a unui ONG care aduce lume din toată țara în comunitate? Și teoretic și practic, dar nu știu în ce măsură, în ce procent, probabil nu se... Deci, a nu mă face înțeles greșit că vin aici să dau cu buta într-o instituție sau ceva. E de datoria am lor să rezolve... Am spus generic administrație, nu am folosit niciun cuvânt. Ca și tine nu mă interesează cromatica de partid. Îmi plac o parte din toți politicienii și... Nu știu, ar trebui fiecare... Deci, chiar dacă s-au întâmplat din cauza birocrației, din cauza situației, din cauza consilierilor care ba, sunt părțiți în partea ba acolo, ba acolo și s-a ajuns probabil să nu se poată finanța această acțiune... Cei din interior ar trebui cumva să sufere un pic, nu știu, ar trebui chiar să suferi. Nu s-a putut din anumite motive și să explice de ce nu s-a putut. Deci nu, chiar e jenant să nu, iarăși refer cu zilele orașului, frate, deci eu mă simt jignit, mă chinui să promovez orașul ăsta, numai eu știu cât mă chinui să fac niște poze în care să ascund sărăcia, boschetărea, la mizeria, tot ce conține orașul ăsta, ca să prezint o poză cât de cât relativ decentă să placă ochiul și voi faceți zilele orașului cu balauri și cu mici și cu de-astea. Deci, da, eu ce să zic acum, să mă simt afectat sau să-l simt ca un atac personal? Nu, vă acuz doar că nu vă puneți mintea la contribuție și nu aveți nici cel mai mic dram de înțelepciune de a gândi pe viitor, ci doar străiți în trecut și administrați, încă o dată mă repet, datoriile lăsate din trecut. Nu asta este jobul vostru, vă spun, în fișa postului nu așa scrie. Da, eu mulțumesc pentru toate îndemnurile care au fost făcute în această emisiune, chiar dacă unele dintre ele au fost mai dure. Îi mulțumesc domnului Slătinanu, a fost foarte interesant. A fost așa ca un reproș adus mie pentru că eu am făcut câteva filmulețe în care au arătat exact opusul a ceea ce spui tu și mai urmează de, și altele. Mai zic o dată, dacă eu sunt singurul care gândește așa pe bune, mi-asum tot, internați-mă pe mine la psihiatrie și dacă totul funcționează normal și doar eu am o problemă și vă probleme pe bune, accept, mă duc de bună voie, mă internez la psihiatrie, dar vă garantez și văd și am feedback că sunt mulți, foarte mulți, cei mai mulți dintre ei încă n-au curaj să vorbească. Sper că atitudinea și acțiunea mea să dea curaj gurilor care au atât de multe lucruri de spus și tot în mâna lor stă ștampila. Deci pe bune, nu vă mai lăsați păcăliți de un pic și de o brichetă și de o meclă de aia de idiot pusă pe un afiș. Vă rog frumos, ascultați-l cu sufletul și cu inima. Dacă nu comunică nimic cu voi, scuipați-l. Mi-asum eu. Trimiteți-l la mine, spuneți că Slătineanu v-a învățat. Vă salut și vă iubesc. Rolul unui bun moderator este să scoată tot ce este mai bun și mai valoros din invitatului. Orice cuvânt spune în plus este absolut inutil și strică efectul. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit în această seară. La revedere!